Bine, v-am regăsit, oameni buni, la un alt video care sper să vă deschidă ochii când vine vorba de mașini și cât ne costă o mașină de adevăratele. Deci, hai să nu pierdem timpul și să-i dăm direct drumul. O componentă foarte importantă este combustibilul. Mașina are nevoie de combustibil ca să funcționeze și trebuie să știm câți kilometri anuali o să mergem. Gândiți-vă cât mergeți până la muncă, gândiți-vă cât mergeți în afara muncii, gândiți-vă că mergeți și într-o vacanță și așa mai departe. Eu fac în jurul la 12.000 de kilometri pe an, deci o să iau 12.000 de kilometri. După aia vorbim de consumul mașinii, care poate să varieze de la caz la caz. Dacă avem o mașină mai puternică, va consuma mai mult, dacă e una mai slăbuță, va consuma mai puțin. Vom lua consumul mediu anual, care la mașina mea, Ford Focus, motor EcoBoost de 125 de cai de un motor 1.0 benzină, consumă undeva la 7.0 pe an. Doresc să vă arăt un site aici pentru a afla consumul adevărat al mașinii, în cazul în care nu vi-l calculați singur. Vă recomand cu toată inima acest site din Germania, spritmonitor.de. Va fi nevoie să dați aici la căutare detaliată, bineînțeles puteți da în limba engleză dacă vreți. Pur și simplu vă alegeți mașina care o aveți, deci vă alegeți modelul și așa mai departe. Punem că este benzină sau diesel, este Schaltgetriebe, adică manual sau automată, și mașina mea este acel model care este cu portbagajul mai mare din 2017 și cu 125 de cai. Îi dăm căutare și să știți, veți primi aici o statistică, o analiză care este dată de oameni care folosesc acest site și să știți, acesta este consumul adevărat al mașinii, iar mașina vă va consuma exact cum vedeți aici la acești oameni și nu trebuie să știți, oameni buni, nu trebuie să înghițim toate gogoșile care ni le dau producătorii de mașini unde spun că au un consum exagerat de mic, când în realitate acesta este mult mai mare. Iar orice mașină vă interesează, o puteți verifica pe acest site și o să aveți consumul adevărat. Mai departe, trebuie să știm în medie cam cât costă prețul de benzină sau prețul la diesel, depinde ce combustibil avem. Iarăși, poate varia mult această cifră, depinde de țara în care ne aflăm și așa mai departe. La mine, în Germania, este undeva pe la 1,39 benzină E10, care este benzina mai ieftină, și cam atâta costă. Aici, în cazul în care sunteți din Germania, vă pot recomanda un app foarte bun care o să vă arate unde este cea mai ieftină benzină sau cel mai ieftin diesel în vecinătatea voastră. Deci, lunar, la această mașină vorbim de 97 de euro, anual de 1.167. Trecem la următorul punct, la asigurarea mașinii. Fiecare mașină are nevoie de o asigurare, în special de una obligatorie. Dacă dorim doar obligatorie, bineînțeles că acest lucru o să fie puțin mai ieftin. Dacă dorim și cu casco și full casco, atunci o să coste mai mult. Eu în Germania plătesc 650 de euro la asigurare, inclusiv casco, dar depinde de ce asigurare avem, ce vârstă avem și așa mai departe. Deci acest lucru poate să difere mult la alte persoane. Și în cazul în care sunteți din Germania, vă pot recomanda un site foarte bun, care îl veți găsi în descrierea de sub video, ca să știți cam cât va ajunge asigurarea aici în Germania. Iar în cazul acesta, la mine, am un cost lunar de 54 de euro, iar anual ajung la 650 de euro. Ei bine, mașina trebuie dusă și la service, să-i se facă revizii și reparații și așa mai departe. Anual, la mine costă între 350 și 400 de euro, am plătit în fiecare an, deci am pus 370 de euro că mă costă anual să fac servisul. Bineînțeles că există acea inspecție anuală care trebuie făcută sau odată la 2 ani, depinde de țară, depinde de unde ne aflăm. În Germania este TÜV-ul, care este odată la 2 ani și costă în jurul la 100 de euro, 100 de euro. Asta înseamnă că pe an este 50 de euro. Bineînțeles, există și costuri neașteptate,
cum ar fi în cazul în care facem un accident și suntem noi de vină și nu avem casco, atunci trebuie să scoatem din buzunar bani să reparăm mașina. Și de asemenea, dacă avem o mașină mai bătrână, este posibil să cadă ceva la ea și iarăși trebuie să plătim ceva. Deci trebuie să ne gândim că o să apară eventual costuri neașteptate și bineînțeles depinde în țara în care ne aflăm, trebuie să schimbăm și roțile. Eu am roți care sunt și de vară și de iarnă și atunci nu trebuie să schimb deloc roțile. În cazul meu ajung la 35 de euro pe lună și anual la 420 de euro. Ajungem la valoarea mașinii. Deci fiecare mașină, oameni buni, este foarte important să știți că pierde din valoare anual. Eu am cumpărat acel Ford în 2018, când avea doar un an, cu 14.500 de euro. Acum, dacă dau mașina aia în Germania, e bine dacă aș lua 10.500 de euro pe ea. Asta înseamnă că am pierdut în 3 ani de zile, că culmea se fac fix 3 ani de zile luna asta, 4.000 de euro. Asta înseamnă că anual am pierdut 1.333 de euro, deoarece pierderea totală o vom împărți la câte luni avem mașina. Și atunci vom afla cât am pierdut lunar și în total cât am pierdut anual. Și doresc să vă arăt o mică chestie aici. Trebuie să înțelegem neapărat acest grafic de aici, pentru că mașina cu cât îmbătrânește, cu atât își pierde din valoare. Iar cea mai mare pierdere de valoare o are în special în primii ani, în anii după ce a ieșit din fabrică. De fel, în 3 ani de zile se pot pierde până la 50% din banii. Deci dacă am luat-o cu 20.000, după 3 ani de zile poate să ajungă mașina aia să coste doar 10.000 de euro. Bineînțeles, vorbim de, iarăși, de modele diferite, vorbim de firme de mașini diferite și așa mai departe, dar acest grafic este valabil pentru toate mașinile și tocmai de aceea, de fel, nu se merită să cumpărăm o mașină foarte nouă, pentru că când acea mașină este la noi, vom pierde cei mai mulți bani. Bineînțeles că o să existe și alte costuri adiționale, vorbim de acel impozit care îl plătim anual pentru mașină, aici depinde dacă e diesel, dacă e benzină, de fel la benzină costă mai puțin decât la diesel. În Germania spune Kfz-Steuer. La mașina mea în Germania plătesc fix 50 de euro pe an pentru taxe. După care există, în cazul în care plecăm în vacanțe sau mergem pe autostrăzi private și așa mai departe, trebuie să plătim viniete. Să știți, pentru cei care vin din străinătate în Germania cu mașini înmatriculate cu număr străin, în Germania, pe autostradă, nu se plătește niciun fel de vinietă, pentru că autostrada din Germania este plătită, oameni buni, de cei care plătesc impozitul în Germania. Cu alte cuvinte, cu plăcere, dragi oameni care veniți din alte țări în Germania. Noi plătim asta. Oricât de bine merge, nu avem cum să evităm niște amenzi, deci din start trebuie să calculăm și aici puțin că o să plătim niște amenzi. Eu de fel iau vreo 2 amenzi pe an, deci vreo 50 de euro dau la amenzi în Germania. Oriunde merge, vom plăti tot timpul puțină parcare, va fi nevoie undeva la 25 de euro pe an, plătesc eu pentru parcări, unde mă mai duc, pe aici, pe acolo. În cazul în care avem un garaj și plătim chirie pentru el, acest lucru iarăși costă, în cazul în care îl avem, eu nu am. Iar o componentă foarte, foarte importantă este dacă am cumpărat acea mașină cu banii cash sau am finanțat-o de la bancă. Pentru că dacă mai adăugăm aici, să spunem, o rată de 250 de euro pe lună, din start cifrele se schimbă radical. Și uite, așa ajungem la total. Ei bine, am spus că există costuri de la combustibil, de la asigurare, de la service, pierderea valorii, costuri adiționale. În cazul meu, eu ajung la un 205 euro pe lună, care îl plătesc
care efectiv îmi iese din buzunar, dar, oameni buni, adevăratul cost este acesta, care include și pierderea de valoare, pentru că voi când o să vindeți mașina, voi nu o să mai luați aceiași bani care ați dat la început. Iar acest tabel poate să difere foarte, foarte mult la alte persoane care au mașini care consumă foarte mult, care au mașini foarte noi și așa mai departe. Ei bine, sper că acest video v-a ajutat să realizați că o mașină nu este așa inofensivă pe cum pare, iar dacă sunteți unele dintre acele persoane, atunci îmi cer mii de scuze că v-am pierdut 10 minute din viață, dar pentru oamenii care n-au bani să treacă strada sau trăiesc de pe o lună pe alta și se gândesc să ducă în Germania să-și cumpere un Merțan, că acolo sunt mașinile mai bune, ei bine, oameni buni, aveți grijă ca acea mașină să nu vă bage într-o groapă financiară. Și dacă acest lucru v-a ajutat, acest video, aș aprecia enorm dacă mi-ați dat un like și dacă v-ați abonat la acest canal, pentru că o să urmeze să fac mai multe videouri asemănătoare. Vă urez numai bine și până pe data viitoare. La revedere!